Bun găsit la Motivația de Miercuri. Louis Pasteur spunea ceva foarte interesant, și anume că șansa favorizează mintea pregătită. Și întrebarea pe care ți-aș adresa-o astăzi este: ți s-a întâmplat vreodată să ai mintea nepregătită? Adică să trebuiască să răspunzi la o întrebare, să participi la o ședință, să ai un examen, să ai un proiect important și mintea ta să nu fie pregătită. Unii oameni se trezesc dimineața cu creierii ferfeniță pentru că n-au dormit bine și așa mai departe. Și atunci cum îți pregătești mintea? Și răspunsul meu la întrebarea asta, unul dintre ele, este că ai nevoie de 15 minute de mișcare în care pulsul tău se urce un pic. Studiile arată că dacă faci asta 15 minute pe zi, deja efectul în sănătate devine evident. Studiile astea sunt documentate, e clar că așa funcționează. Și atunci, ăsta e costul pe care îl ai de plătit, ăsta e prețul pe care îl ai de plătit. Este un preț foarte mic și te îndemn din toată inima să faci asta. Cum ar fi dacă dimineața la trezire, pur și simplu ai face o plimbare de 15 minute, dar ai merge un pic mai alert decât la o plimbare obișnuită. Și asta e tot ce ai de făcut. 15 minute pe zi sunt foarte ușor de organizat. Dacă ai și diferențe de nivel, cum am eu aici în parc, și poți să cobori și să urci, dacă este terasat locul în care te găsești, asta e cu atât mai bine. Nu e obligatoriu. Dacă n-ai diferența asta de nivel, dar locuiești la bloc, ce poți să faci să folosești scările, nu mai folosi liftul. Poți să folosești scările dintr-un parc sau din oraș, astfel încât diferența de nivel să-ți permită să faci activitate fizică un pic mai pronunțată decât ai face dacă te plimbi pur și simplu. Practic, numără 15 minute. Asta e tot ce ai nevoie. În 15 minute poți să obții acest enorm avantaj, și anume faptul că te pregătești mult mai bine. Un moment în care ajungi și zici, gata, acum mă relaxez, acum îmi umplu rezervorul. Și zic, nu, că am treabă, am familie, am copii, am job și mai departe. Și zic, foarte important, acum că jumate lucrezi, jumate te concentrezi, te scoți din priză. Partea asta de scoți din priză reprezintă un somn bun, un minut de meditație, un masaj, un trigger point, ceva care să ajute sistemul nostru nervos să iasă din fight, flight, freeze, să iasă din modul scandal, să intre pe ceea ce înseamnă regenerare, recuperare și, foarte important, socializare. Există partea noastră din sistemul nervos care, apropo de conflicte interior, pe partea de socializare, dacă eu sunt pe stres, nu pot să socializez. Dacă sunt pe fight, nu pot să mă recuperez, să mă regenerez. Și atunci există în mintea noastră un mindset și o rutină de gata, acum mă duc la spa, îmi place mie să zic. Avem momente de stres și momente de spa. Asta e numărul 1. Să conștientizăm că avem nevoie de spa moments. Care sunt acelea? Respirația pe primul loc. Pentru că nu poți să respiri dacă sunt aici, pentru că televizorul, calculatorul, telefonul ne țin undeva într-o poziție care nu ne ajută din punctul ăsta de vedere. Nimic greșit în asta. Trăim și respirăm doar zona asta și nu respirăm întregul corp. Și atunci bebelușii respiră, sunt maestrii noștri. Un minut de stat eu cu mine și de a îmi simți, eu numesc minutul de meditație, de a-mi simți corp, tălpi, împământare, genunchi, bazin, să-mi simt oasele, shoulder, cum e poziționat bazinul, cum sunt poziționat umerii. Apropo, super tare. Exercițiul meu preferat. Mă surprind așa de multe ori pe zi și mă relaxez. Simplu gest că mă relaxez umerii îmi schimbă complet perspectiva și cum mă simt în corp. Și dacă îl fac des, în combinație cu respirație, cu postură, cu relaxare, astea sunt momentele în care mă readuc la acel echilibru. Stres și până mă repun pe... Și te scoți treptat. Treptat și nu neapărat gât, când am ajuns la burnout, gata, acum am nevoie de service masiv. E obosesc, în permanență faci. Mă obosesc, reașez.